Apa la robinet în comuna Prahoveana Păcureți sosește abia la ora 12:30 în zonele din vale și la 14 în casele de pe dealuri, plecând din nou în jur de ora 1 noaptea. Restricțiile în furnizarea apei în localitate sunt cauzate de faptul că în zona nu există nicio sursă de apă. Practic, apa care ajunge în Păcureți este extrasă din puțurile de la Bălțești, iar restricția orară este necesară pentru a alimenta și alte localități. O soluție pentru eliminarea restricției de furnizare a apei a fost deja găsită prin modernizarea rețelei de apă din comună, reabilitarea rezervorului și achiziționarea unui sistem de epurare cu infraroșii. Însă, cu puțin timp înainte de punerea în funcțiune a noii rețele, lucrările s-au sistat. Din păcate, problemele acestea sunt datorită faptului că firma care a făcut lucrarea a intrat în insolvență și noi am făcut toate demersurile pentru a rezilia contractul cu dumnealor și urmează să facem un alt contract cu o altă firmă ca să finalizăm lucrarea de apă. Mai sunt câțiva pași până la terminarea lucrărilor. Și sperăm că anul viitor, în primăvară, să dăm drumul la apă pe rețeaua nou făcută. Și să aveți, practic, apă non-stop. Da, și vom avea apă non-stop, 24 de ore. Blocajul a fost provocat de firma care a executat lucrările și a intrat ulterior în insolvență, deoarece reprezentanții acesteia nu pot fi găsiți pentru a semna rezilierea contractului. Fără reziliere, conducerea primăriei Păcureți nu poate semna un contract cu o altă firmă care să pună în funcțiune alimentarea cu apă prin noile conducte. Primarul Grigore Andreescu a făcut demersuri și pentru a găsi o nouă sursă de apă pentru comună, încheiind un parteneriat cu Hidro Prahova. Investiția va fi însă una de anvergură și va fi necesară accesarea de fonduri europene.